Stăm de 20 de minute. Cel puțin 20 de minute. Sale legale să putem face ședința. Vă rog frumos să-mi spuneți și mie acum, de ce nu sunt trecut în condică? Nu știu, o să primiți hârtie, domnule. Ce hârtie o să primesc, domn primar? Ce vreți să faceți iară show și din asta, serios? Păi nu, dar așteptăm de 20 de minute. Eu astăzi aveam de lucru, eram programat. Pur și simplu aveam de lucru. Ne-ați chemat la ședință. Da, seamănă cu o oră, ca și inițiator al ședinței. Pot să amână ședința. Păi și de ce nu ne spuneți și nouă? Imediat, m-am spus inițial cu 10-15 minute. 10 minute ați spus și au trecut 20. Bine. Data viitoare când intrați să bateți la ușa, bine? Păi cum să batem la ușa, domn primar, când dumneavoastră ne chemați și ne țineți aici ca pe... Să bateți la ușă, vă rog frumos, haideți. Dar vi se pare normal, domn primar? Haideți, vă rog, bine. Deci îmi spuneți de ce nu am fost convocat și eu? V-am explicat adinea, nu ați auzit? Nu, n-am auzit. Na, atunci așteptați hârtie. Ce hârtie să aștept? O să primiți. Ce hârtie? Acum 2-3 zile am venit la ședință, am ajuns la și 4 minute. Vă rog, și ședința a fost închisă, ne-a spus absenți pe toți. De ce, domn primar? Nu eu, m-am pus dumneavoastră. Dar cine? Cum adică eu m-am pus absent când a venit și condica nu era, nu puteam să semnăm nimic. Și mai mult de atât ați spus că nu se ține ședința. Sau că nu s-a ținut. Nu am spus așa ceva. Nu? Păi și atunci de ce suntem absenți? Dacă ședința s-a ținut și eu sunt absent. Deci face ședințe cu... Dintr-un minut în altul și ne puneți absent. Și acum că am venit și stăm de la ora 9 până la ora 9:30, acum nu-i problemă. Vine, vă dați demisia și vine altcineva care are timp să se ocupe. Cred că dumneavoastră să vă dați demisia, că v-am spus încă o dată. Cred că confundați primăria cu măcelăria, domn primar. Auziți, angajații... Eu până una alta sunt bucuros. Sunteți bucuros pentru sunt ce? Sunt bucuros. Pentru ce? Că n-avem apă la Berexău și că ne ies buvele pe față când ne spălăm? Păi râdeți ironic, domn primar. Asta e părerea dumneavoastră, domnule. Deci apă la Berexău este. 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 După multe insistențe, domn primar. Și... Insistențe cine la cine? La dumneavoastră. Cine? Foarte mulți cetățeni. Păi trebuia să faceți dumneavoastră insistențe, nu? Păi eu am făcut, da. Eu am făcut și pe pagina personală. Am făcut. Nu mi-ați trimis niciun mail. N-am niciun mail primit. De o lună de zile n-am niciun mail primit. Dumneavoastră, acum, din punct de vedere legal, nu mai sunteți consilier. Nu mai sunt consilier. Trebuie să atacați în instant. Deci nu am niciun act în care să mi se citeze mandatul meu de consilier. Cel puțin eu nu l-am primit. Frumos, articolul 204 din ordonanța 57. Avem pauză sau ce facem? Ne vedem la ora 10. La ora 10, dar bine. Dacă puteți participa ca și cetățean, bine? Am înțeles, bine, mulțumesc. Eu nu pot să cred așa ceva. Chiar sunt eu la chereu, așa la degete, la mergi până acasă, ce faci? Muncesc 10 minute, mă întorc înapoi. Păi bun, cum s-a amânat? Conform a ce s-a amânat? Așa că inițiatorul. E vreo dispoziție de amânare? Așa că inițiatorul. Păi, vrei la ce inițiatorul, dar este dispoziție de amânare a ședinței, de mutare a ședinței. O zis că mandatul meu a încetat. Așa e și nouă. De două ori. De două ori. Dar nu am primit niciun act, nimic. De două ori, 19 ori. Pot să participi doar ca și un singur cetățean. Când încetă? Nu știu. Deci nu vreți să dați aviz pe proiecte, da? Deci nu vreți. Dar nu există că nu vrea, dacă omul spune că nu dă. Nu vă dați aviz. Cum a încetat? Bine, nu să sunteți acolo pe domnul de cetățean. De ce pe domnul de cetățean? N-am primit niciun document, domn primar. M-ar fi rușine că am mutat pe stradă pentru dumneavoastră să vă pun primar. Da. Și uite ce face. La ce anume, la ce anume de dumneavoastră și văd că sunteți portavoce a unui așa atoriață. Da. Așa ți-a ajuns, portavoce. Deci, pur și simplu, nu am voie să spun punctul de vedere. Sau putem să rămân păcat pe picioare, să rămân păcat pe gât. Ce să fac? Calm și legal. Domnul primar, cine plătește toate cheltuielile astea? Vreau să sunteți... Mă ignorați, nu? Deci mă ignorați, domnul primar. Frumos, domn primar. Când ați umblat pe stradă și m-ați sunat, hai, frate, te rog frumos, la inițiativă, acum ne vă faci. Deci, atunci nu m-ați putea să vă ignor și eu. Da. Nu? Deci,
nu-i problemă că primăria suferă cheltuieli. În loc să facem ceva cu mai mult. Zdiu pe hârtie. Ca să nu mai cine o să plătească pentru ei, domnul primar? Cine o să plătească pentru ei, domnul primar? Și banii care suferă comunitatea asta din cauza pierderilor. O suferă din cauza inconștienței în loc dumneavoastră. Deci, un inconștient, la mine, dacă v-am pus-o dumneavoastră primar, aia este, dragă, sunt un inconștient. Și pe restul consilierilor, de ce nu i-ați convocat? Nu-i treaba dumneavoastră. Dar spuneți-mi dumneavoastră, vă rog frumos. Vă rog frumos să vă abțineți de la a mai perturba ședința. Nu, nu perturb nimic, doar ce drept. Vă rog, și care drepturi? Drepturile de cerere în instanță, dacă îmi spune bine ceva. Atunci verbal, ce? Nu aveți ce cere verbal. Dar cum o să spuneți, spune frumos, păstrați liniștea. Vă rog frumos, atunci să fie nevoie să spun la punctul 1-2. Vă rog frumos. Bine. Deci avem avize, nu avem avize, da? Nu avem avize. O să convocăm într-o oră. Și apar avizele într-o oră sau tot? Nu-i treaba dumneavoastră. Cum-i treaba mea? Păi eu o să vin la ședință, nu? Dumneavoastră stați aici, eu lucrez așa undeva. Stimată, consilier, o să vedem peste oră. Amânăm termenele de mine. Bine? O să anunțăm. Bine? Da, nu mai trebuie. Poți să-mi bătezi, bine? Da, pe șef. Astăzi.